În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 24 de nave fără operațiuni portuare. 17 dintre acestea erau în portul Constanța, 5 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, joi erau 8 nave, 7 pentru portul Constanța și una singură pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 31 august, 66 de nave erau sub operare. 60 se aflau în portul Constanța, 5 în portul Midia și una în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, container, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau joi dimineață 46 de nave. Dintre acestea, 39 așteptau pentru operare, iar 7 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 59 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 26 de nave străine și 33 de nave românești.